Hai să fie cu bună dimineața și bine ați venit pe acest canal. Le-am dat mâncare porumbeilor. Trebuie să vin să inelez puișorul bărcii. Este aici. Am deslegat femela de capucin la aripă. Aseară acum, na, eu zic că s-a învățat. O să... Din păcate, jucătarea de Timișoara are ceva pe căile respiratorii. Sper că e, mai pe scurt. O să-i las să bea toată apa cu albastru de metil. Și apoi o să le pun tirozină în apă. I-am găsit puțin mălai, tricomoneză în gură, dar nu avea rău. Foarte puțin, am curățat-o. Dacă ieșiți doi pe trapă, normal. Am curățat-o foarte bine. I-am făcut gura albastră. I-am dat cu albastră de metil, am băgat cu pipeta. Și acum, na. De mâine o să le pun tilozină în apă. Aici avem cele două achiziții. Deocamdată văd că nu s-au învățat să vină la mâncare, dar ușor, ușor se vor învăța. Pripășitul voia să intre la mâncare aici. Dar mă, s-a învățat efectiv pe aici. Până la urmă, v-am spus, e nostru liber. Când vrea să o întindă, drum bun. Haideți că neagra jucătoare a nimerit. Haideți că am luat tinelul. O să deranjez un pic de la masă, dar asta este. Ok. Să iau eu o pană. Da, o să e vânăt, din păcate. Acum, până la urmă, tasul e vânăt, așa că era și normal să scoată odată și odată vineții. Chiar nu mă miră. O, mă. Juniorul? Ai scăpat. Acum cred că toată lumea știe cum să inelează un pui, nu? Stai, Maci. M-a mai întrebat cineva că de ce țin mâna pe pui după ce îl pun în cuib. Păi știi care e faza? Îți pleacă din cuib. Pleacă din cuib și na. Mie trebuia să nu-mi place. Că gen dacă îl pui în cuib, sunt unii pui ăsta e destul de măricuț. Deci nu-ți pleacă din cuib, să pune prin colțuri. Și mi-e treaba asta, nu-mi place. Urmează ăsta să fie inelat, cred că va fi alb. Eu zic că va fi alb. Na, mai vedem. Da. Înfoiata doarme pe la argint prin volieră. Trebuie să mor că de seară. Îți dau vreo două capace. Între ghilimele, vă dați seama. Să o bag aici. Și pe ea și pe roșia aia cu două moațe, că... Na, se învăță aici. Și dracuțul de mașa albastru. Da. Acum, vedem pe parcurs. Ce se mai întâmplă. Dar oricum, la adresa dânsei, ăstea negre, o să fac cu gălățeanul bătrân. Și roșia aia o să dau la gălățeanul ăsta roșu. Cam na, altfel. V-am spus pe videoul de ieri, batem în aceleași culori, oricum le-aș face. Dacă aș dea o pastă neagră la ăsta roșu, tot aceea ajungem. Sunt murdat de los de metil de la jucătarea de Timișoara.
Deci tot aici ajungem că din roșu poate să dea negru și din negru poate să dea roșu. Așa că a cine învârtim? Tot aici mă învârt cu ei și... Na. Oricum și negri chiar sunt frumoși. Și acum ei până la urmă nici el, nici ea nu sunt din negri. Sunt din... Îmbălțat pe negru, să zic așa, un fel de bălțat și jucătoare băbată, cu două moațe. Deci nu sunt din negri, ca să zici, bă, scoate mai negri. Acum, na, poate să iasă după părinți. Că, de exemplu, vedeți acum că ăștia gălățenii bătrânii scot toate nații, mi-au scos și roșii. Și de unde roșii? Că niciunul din ei nu e roșu, să zic așa. Acum ce mai are ea? Femeia la niște puncte roșii pe ea. Dar scoate după mascul. Și moțați în primul rând de unde scoate. Scoate după mascul. Pentru că ambii părinții, de fapt mama masculului, nu ambii părinții, mama masculului este bimoțată. Taxul a fost gălățean, Ioriu. S-a bălțat pe albastru. Da. Dar la noi în zonă, la ăia li se spune Viorii. Dar oricum, perichirea asta se va întâmpla la toamnă, nici de cum, acum că, na, sunt pui. Și cel puțin asta neagră m-a spus pe videolderi, piune. Au trecut prin curte. Bă, în rest, n-am ce să vă arăt. Cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, uite asta, apăsați butonul de like. Pentru cei care... dați dislike, dați în continuare că nu afectează cu nimic, nici nu mă interesează că dați voi dislike. Și până într-un vlog, voi a fost Eddie Pigeon, eu m-am dus, salut!